Plus. Bună seara, doamnelor și domnilor, iată care sunt principalele știri de astăzi. Estul Ucrainei este bombardat fără întrerupere. În Mykolaiv astăzi dimineața au avut loc cele mai puternice explozii și distrugeri. Rămasă în arestul din Bulgaria, Elena Udrea face planuri pentru a scăpa de închisoarea din România. Coaliția de guvernare a anunțat un set de măsuri pentru sprijinirea populației, printre acestea vouchere și posibilitatea de a amâna plata ratelor. Cea mai puternică explozie de la începutul războiului din Ucraina a avut loc azi dimineață în orașul Mykolaiv. Trupele ruse forțează cucerirea localităților din sud, așa cum se anticipa în urmă cu câteva zile. Gropi comune sunt descoperite în fiecare oraș, din care rușii s-au retras. În acest timp, cancelarul Austriei merge la o întâlnire cu Vladimir Putin după ce a fost la Volodymyr Zelensky. O explozie extrem de puternică a avut loc azi noapte în Mykolaiv, în sudul Ucrainei. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată cum un incendiu uriaș a izbucnit în urma celei mai mari explozii din orașul Porcu, ieșire la Marea Neagră de la începutul războiului. Alarme antiaeriene continuă să răsune constant în orașele ucrainene bombardate de ruși și nu doar în sudul țării. La Lviv, oamenii au fugit din nou în buncăre. În acest timp, imagini șocante au fost postate pe rețelele sociale. Mai mulți soldați ucraineni au fost pulberați de un tank rusesc pe care nu l-au văzut, deși era doar la câțiva metri distanță de ei. În replică, mai multe rachete Javelin au lovit o coloană de tancuri și mai multe mașini de luptă blindate ale rușilor în regiunea Donbass. O altă filmare publicată pe rețelele sociale arată cum rachetele Stugna ale ucrainienilor distrug un tank rusesc. În acest timp, liderul cecenilor a anunțat că forțele rusești vor organiza ofensivă împotriva Kievului și altor orașe ucrainene la ordinul lui Vladimir Putin. Не только в Мариуполе, там, ну и всех других там населенных пунктов, городах и селах, да, на Луганск и Донецк, да, полностью в первую очередь освободим. Такая поставлена задача верховным главнокомандующим нашим дорогим президентом Владимиром Путиным. И потом дальше заберем Киев и все остальные города. Imagini din dronă filmate în Horenka, un oraș al regiunii Kiev, au fost publicate pe rețelele sociale. Aproape că nu mai este nicio clădire întreagă. O moară de vânt este singura care a scăpat neatinsă de proiectile. Într-un nou mesaj, Volodymyr Zelensky susține că Rusia va lansa mai multe atacuri în estul Ucrainei, unde luptele ne vor aduce aminte de al doilea război mondial. Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави, можуть використовувати проти нас ще більш ракет. Ще більше авіабомб, але ми готуємось до цих їхніх дій. Ми будемо відповідати. Настільки втратили зв'язок з реальністю, що звинувачують нас у скоєнні навіть того, що очевидно для всіх у світі зробили саме російські війська. Într-un clip devenit viral pe internet, un soldat ucrainean arată cum dezmembrează o dronă de recunoaștere Orlan 10 folosită de armata rusă și prăbușită pe teritoriul ucrainean. Це блок зйомки камер, яким фактично Орлан і фіксує позиції наших військ. Made in Russia типу, але насправді це тупо фотоапарат Canon, який на Velcro. І перейдемо до самого головного, до тих самих духовних скреп, без яких не може існувати жодна російська сучасна технологія. Без бутилки або пляшки по-нашому. Це серйозно, це не фейк. Отут написано топливо, зажигання. А отут ви бачите просто кришечку від пластикової пляшки, яку відрізали з якоїсь бутилочки, я так розумію. Може, з-під мінеральної води. După retragerea rușilor din zona centralei de la Cernobâl, ies la iveală lucruri surprinzătoare. Au fost furate din laboratoarele de cercetare substanțe radioactive potențial letale. De asemenea, soldații ucraineni au detectat un nivel de radiație mai ridicat decât cel normal atât în încăperile centralei nucleare, cât și în spațiile exterioare din apropiere. Чуєте? От зараз виміряємо радіаційний фон, він вже пищить, показує перевищення. От місце, де російські військовослужбовці в забрудненій території рили окопи, от, ну, як видно, для людей, от для важкої техніки, для
для танків або інших важких машин. În cel mai recent raport legat de războiul din Ucraina, Ministerul Britanic al Apărării susține că armata rusă ar putea folosi muniție cu fosfor în Mariupol. Potrivit oficialilor, rușii au făcut deja uz de acest tip de arsenal în regiunea Donetsk, iar ofensiva pe care aceștia o conduc în Ucraina ar putea cauza și mai multe victime în rândul civililor. Cancelarul Austriei va deveni primul lider european care se va întâlni cu președintele Vladimir Putin de la începutul războiului. Karl Nehammer va efectua astăzi o vizită la Moscova cu scopul de a obține culoare umanitare în Ucraina. Au apărut primele imagini din bunkerul de unde Volodymyr Zelensky coordonează acțiunile armate ale Ucrainei. O echipă de jurnaliști a televiziunii americane CBS l-a însoțit pe președintele Zelensky în cea mai fortificată clădire din Kiev. We met President Zelensky in the blacked-out hallways of his command center in Ukraine's capital, Kyiv. It is a fortress crowded with troops, machine guns, mines, explosives, and a great deal more. Are you safe here? Yeah, I'm fine, he told us. I feel pretty calm about it. Our guards are worried because there could be an airstrike. But when we get the air raid evacuation signal, we head downstairs. Mr. President, what has it been like working under these conditions? We found way how to work. We don't have another way. You found a way how to work. You don't have any other way. It has to be dark in here. You can't switch the lights on because a bomb could just fly in during an airstrike. You have troops sleeping. Președintele și personalul său locuiesc în buncăr de 46 de zile. În interviul acordat pentru emisiunea 16 Minutes, Volodymyr Zelensky a prezentat locul de unde conduce toată operațiunea militară în războiul cu armata rusă. Președintele ucrainean a afirmat că nu are de gând să renunțe la luptă, iar ucrainenii sunt extrem de hotărâți să-și înapoi fiecare metru de pământ ocupat de ruși. When everyone is telling you you need to go, you need to think. Before I do something, I analyze the situation. I've always done it calmly, without any chaos. I might not be the strongest warrior, but I'm not willing to betray anyone. What did you tell your wife and children about your decision? I told them this is my choice, and I can't do it any other way. I'm the president of my country. I'm the president of our people. And even if I wasn't president, I would have stayed here. My family understood, not only understood, but fully supported my decision. Fully. It was the decision that saved Ukraine from immediate collapse. You had made a decision to give your life for your country, if it came to that. I don't want to make myself out to be a hero, he said. I love my family. I want to live many more years. But choosing between running or being with my people, of course I'm ready to give my life for my country. De asemenea, Zelensky a precizat că munițiile furnizate de americani ajută armata ucraineană să lupte cu ofensiva rusă, însă a subliniat faptul că poporul său are nevoie de și mai mult sprijin. Una de companii aeriene ruse au fost trecute de Comisia Europeană pe lista neagră. Problema nu ar fi una politică, ci faptul că acestea nu sunt sigure. România ar urma să devină și punctul principal de export al mărfurilor ucrainene prin Marea Neagră. Asta în condițiile în care această cale este închisă în prezent pentru Ucraina din cauza războiului. Rusia suferă din ce în ce mai mult din cauza războiului pe care Vladimir Putin l-a pornit în Ucraina. Companiile aeriene rusești nu mai sunt considerate sigure de către Comisia Europeană, așa că 21 dintre acestea au fost trecute deja pe lista neagră. Aceasta nu e o decizie politică, este o decizie de natură tehnică și are la bază problemele majore pe care aceste linii aeriene le au privind
certificatele de siguranță aeriană, de securitate aeriană ale aeronavelor operate de către companiile rusești. Prezentă la București, Adina Vălean, comisar european pentru transporturi, a vorbit și despre posibilitatea ca România să intermedieze exporturile de mărfuri ale Ucrainei pe Marea Neagră. Asta în condițiile în care principalele fluxuri de export ale vecinilor erau pe cale maritimă. Sunt două posibilități, este vorba de portul Galați și portul Constanța. Autoritățile din România știu cu siguranță mai mult despre ceea ce înseamnă capacitățile instalațiilor portuare de a face față la volumele și cererile pe care eventual Ucraina și Moldova le-ar putea avea. România este singura țară care poate ajuta suplinirea acestor porturi la Marea Neagră. Șeful Partidului de Guvernământ din Polonia, Jaroslav Kaczyński, aduce acuze de o gravitate fără precedent Federației Ruse. Moscova s-ar afla în spatele unui atentat care a dus la catastrofa aviatică de la Smolensk din 2010. Atunci, 96 de oficiali polonezi, printre care și președintele în funcție al țării, își pierdeau viața în timpul unei călătorii în Rusia. Cauzele dezastrului nu au fost niciodată pe deplin elucidate. Acum, liderul polonez spune că în scurt timp va prezenta public dovezi care să ateste implicarea și vinovăția Rusiei. Un clujan ajuns la spital cu dureri abdominale atroce a fost operat de urgență de medici. Specialiștii au descoperit în stomacul pacientului un lingou de aur. Ce căuta comoara acolo, aflați imediat în jurnal. Problemele cu justiția ale Elenei Udrea par fără sfârșit. Astăzi, fostul ministru și consilier prezidențial ar fi trebuit să stea cu ochii cu magistrații în dosarul Hidroelectrica. Este însă în continuare după grad în Bulgaria, așa că speța a fost amânată până pe 9 mai. Avocatul Elenei Udrea spune că aceasta își dorește să compară în fața judecătorilor pentru a-și susține propria versiune asupra acuzațiilor de luare de mită ce i se aduc. Condamnată la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute, Elena Udrea încă așteaptă pe tărâm bulgăresc ca magistrații de acolo să se pronunțe asupra cererii de extradare formulată de statul român. Inculpată și în dosarul Hidroelectrica, Udrea a beneficiat de o amânare a speței. Care rezultă din probe, chiar în ziua când s-a pronunțat acea decizie nedreaptă în alte curți. Ce v-a zis? Că va pleca din țară? Nu, n-am știut. Ce v-a zis? V-a rugat să aveți grijă de dosare? Sigur. Alte lucruri ce puteam să discutăm decât de dosarele care se află pe rol și pe care le gestionez eu. De altfel, apărătorul fostului ministru susține că plecarea din țară pe nepusă masă a clientei sale nu ar trebui să constituie o circunstanță agravantă. Nu cred că are nicio legătură judecarea celorlalte dosare cu această situație. Și v-aș mai aminti că doamna Udrea a plecat din țară într-un moment în care nu avea niciun fel de restricție de circulație. A anticipat soluția sau a primit vreo informație că urma să fie condamnată? N-am de unde să știu, nici dacă a anticipat, nici dacă a primit vreo informație. Ar putea fi pur și simplu o călătorie într-un interes personal care să n-aibă legătură cu acea decizie în altei curți. În dosarul Hidroelectrica, Elena Udrea este acuzată că în 2011 ar fi primit o mită de 3,8 milioane de dolari, precum și o creanță de 900 de mii de euro. În timp ce fostul ministru așteaptă sentința magistraților de la Blagoevgrad, acasă logonicul său, Adrian Alexandrov, încearcă să suplinească lipsa Elenei Udrea. O rază de soare, a scris Alexandrov în descrierea pozelor postate pe Facebook în care apare alături de fetița lor, Eva. Dincolo de acuzațiile din dosarul Hidroelectrica, Elena Udrea mai are și alte probleme cu legea. Ea a fost condamnată deja în primă instanță pentru nereguli financiare în cadrul campaniei prezidențiale a fostului președinte Traian Băsescu. Ați luat vreodată mită? Categoric nu. Și vă spun că nu există nimeni în această țară care să poată susține cu vreo dovadă că eu, Elena Udrea, nu am vreodată mită, că am luat vreodată șpagă. Impact devastator între două tiruri pe un drum național din județul Vâlcea. Unul dintre șoferi a murit pe loc, celălalt la câteva ore după impact, iar un pasager a fost grav rănit după ce unul dintre autotrenuri a ieșit de pe banda lui de mers și s-a izbit frontal de celălalt mastodont. Circulația pe Valea Oltului a fost blocată total ore în șir. Accidentul a avut loc dimineață în dreptul localității Proen din județul Vâlcea. Unul dintre șoferi ar fi ieșit de pe sensul său de mers și a lovit în plin celălalt tir care venea din sens opus. Pompierii din cadrul ISU Vâlcea au găsit șoferii încarcerați. Unul dintre ei, cetățean turc în vârstă de 60 de ani, a murit pe loc. Celălalt, un român în vârstă de 43 de ani, la câteva ore de la impact. O femeie pasager în tirul condus de român a fost aruncată prin parbriz și găsită inconștientă de salvatori. A fost dusă în stare extrem de gravă la spital. Și acum
Impactul a fost atât de puternic încât unul dintre vehicule a fost cuprins de flăcări. În zonă se turnase recent asfalt, iar marcajele nu erau încă trasate. Din cauza vremii rele au transmis autoritățile locale. Unul dintre camioane transporta borcane cu muștar, iar celălalt semințe de floarea soarelui. Aproape toată marfa a ajuns pe carosabil. Traficul rutier pe Valea Oltului a fost complet paralizat. Abia după aproape 5 ore s-a reluat circulația. Polițiștii au deschis un dosar penal și urmează să stabilească cauzele accidentului. Ploaia și grindina le-au dat bătăi de cap șoferilor astăzi pe DN1. Bucăți mari de gheață au căzut pe geamurile mașinilor și traficul din capital a fost perturbat. Dă cu piatră, tată! Sudul și vestul țării se află sub cod galben de vânt puternic și ploi până în această seară la ora 21. Meteorologii spun că vremea va rămâne rece în toată țara și că ne așteaptă zile cu temperaturi scăzute. E deranj mare în Poliția Capitalei. Un tânăr de 19 ani a evadat dintr-o secție din sectorul 4. Era audiat într-un dosar de furt când a profitat de un moment de neatenție al celor care îl păzeau și a fugit pe geam. Episodul de libertate a ținut mai puțin de o oră. Polițiștii l-au prins și readus în arest, însă chiar și așa oamenii legii au dat explicații serioase cu privire la modul în care individul încătușat a reușit să le scape de sub nas. În jurul orei 11:30, tânărul se afla în secția de poliție 15 din capitală. Era arestat preventiv sub acuzația de furt calificat, când, în circumstanțe încă neelucidate, s-a făcut nevăzut. Tânărul în vârstă de 19 ani se afla la audieri într-unul din birourile de aici, de la secția de poliție numărul 15. Într-un moment de neatenție, bărbatul a reușit să se urce pe geamul din birou și să-l escaladeze. În momentul evadării, tânărul avea mâinile încătușate. Când și-au dat seama de ce s-a întâmplat, polițiștii au pornit imediat în căutarea fugarului. După doar o oră de la fuga din secția de poliție, tânărul a fost prins de polițiștii secției 16. Acum acesta urmează să fie cercetat și pentru infracțiunea de evadare. Verificarea a început și în secția de poliție de unde a fugit bărbatul. O anchetă internă va stabili cum a fost posibil ca tânărul să evadeze chiar de sub ochii polițiștilor. Caz incredibil la Cluj-Napoca, o echipă de medici a extras din stomacul unui pacient un lingou de aur de 250 de grame. Bărbatul s-a prezentat singur la camera de gardă cu dureri severe. Cazul i-a făcut însă pe reprezentanții spitalului să anunțe poliția. Individul ar fi un om de afaceri din Bistrița Năsăud. Cu dureri severe în zona stomacului, omul de afaceri în vârstă de 35 de ani s-a prezentat de urgență la Institutul Regional de Gastroenterologie din Cluj-Napoca. A urmat mai multe investigații, iar ceea ce au descoperit medicii a fost de-a dreptul șocant. În stomacul bărbatului se afla un lingou de aur de 250 de grame. Întrebat despre ceea ce s-a întâmplat, acesta le-a spus medicilor că a fost un accident. A fost operat de urgență, iar medicii s-au chinuit timp de câteva ore pentru a extrage obiectul. Imediat după intervenția chirurgicală, reprezentanții spitalului au anunțat poliția. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. Activitățile de cercetare au fost demarate în urma sesizării reprezentanților unei instituții medicale din Municipiul Cluj-Napoca. Pentru că starea bărbatului este încă gravă, polițiștii nu au reușit deocamdată să îl audieze și nu este de mirare pentru că, spun medicii, lingoul de aur care a ajuns în stomacul omului de afaceri este de dimensiunea unui săpun. Nu a fost ingerat pe bucăți, așa cum de altfel medicii au fost nevoiți să extragă metale prețioase în multe cazuri din stomacul pacienților. Medicii spun că bărbatul a fost la un pas de moarte. Complicațiile pe care pot să le dea ingestia unui corp străin poate să se poată întinde de la o peritonită generalizată prin perforația unei porțiuni din tubul digestiv la un sindrom ocluziv prin blocarea acesteia. Uneori necesită intervenții destul de ample cu riscuri majore. Inclusiv pentru viața pacientului. Polițiștii urmează acum să stabilească motivul pentru care bărbatul a recurs la un astfel de gest. Lingoul de 5 cm lungime și 2,5 lățime pe care l-a înghițit ar valora numai puțin de 14.000 de euro. Bărbatul din Bistrița Năsăud este stabilit în Elveția. În mijlocul valului uriaș de scumpiri care a afectat România, coaliția de guvernare a anunțat în cel de-al 12-lea ceas un set de măsuri pentru sprijinirea populației, vouchere și posibilitatea de a amâna plata ratelor. Acestea sunt principalele înlesniri pe care statul le face românilor loviți de criza economică. Măsurile sunt tardive și insuficiente, susțin însă voci din mediul politic.
Persoanele cu venituri mici urmează să primească vouchere de 50 de euro la fiecare două luni. Banii de la stat au o destinație exclusivă, alimente de bază. De aceste vouchere de 50 de euro vor beneficia familiile care au cel puțin 2 copii, dar și cele monoparentale cu venituri mai mici de 600 de lei pe lună. La fel și pensionarii cu pensii mai mici de 1500 de lei pe lună. La fel vor primi și persoanele care obțin venitul minim garantat, dar și cele cu dizabilități. În mod evident, oamenii trebuie ajutați, dar trebuie ajutați cu măsuri corecte. Se va ajunge la situația la care cei care au pensii pentru o activitate de numai 15 ani să primească și cu vouchere, și cu toate măririle, și cu toate măsurile de sprijin, mai mult decât o persoană care a avut un stagiu complet de cotizare. Și elevii care au burse sociale vor primi câte un voucher de 30 de euro în fiecare lună pentru a-și putea cumpăra alimente, rechizite sau haine. Peste 150.000 de elevi ar urma să primească acest ajutor timp de 7 luni pe an. Aproximativ 4.700.000 de români estimează autoritățile că vor primi voucherele de 50 și de 30 de euro în anul 2022. Persoanele care câștigă salariu minim vor primi 200 de lei în plus după scăderea impozitului, iar de la 1 iunie salariul minim va fi scutit de taxe. De asemenea, cei care au credite la bănci vor putea cere amânarea ratelor pentru o perioadă de până la 12 luni. Guvernanții au stabilit un nou salariu minim și pentru lucrătorii din agricultură și cei din industria alimentară, 3.000 de lei brut, la fel ca cel al angajaților din construcții. Se dublează și mult controversata normă de hrană pacienților din spitale, care ajunge acum la 22 de lei. Autoritățile estimează că aproximativ 3 milioane de oameni vor beneficia de această creștere. Iar valoarea etichetelor de masă crește de la 20 de lei și 17 bani la 30 de lei. Sunt măsuri care nu vor reuși să apere puterea în scădere de cumpărare a românilor și se adresează doar unei categorii dintre concetățenii, aceia care aparțin grupurilor vulnerabile, deși dacă te uiți la situația facturilor în acest moment și a cheltuielilor pe care le au oamenii, cred că marea majoritate a populației s-ar putea încadra din punct de vedere financiar în această definiție a categoriilor vulnerabile. Și mediul de afaceri va primi compensații. IMM-urile vor putea primi până la 400.000 de euro pentru cheltuieli la utilități. Iar 300 de milioane de lei vor ajunge la firme care activează în transportul rutier de mărfuri sau de persoane, dar și în distribuția pentru decontarea 50 de bani pe litru de carburant. Aproximativ 4.000 de companii vor beneficia de acest ajutor. Sunt consilometrice la punctele de frontieră din vestul țării. În Ungaria, sărbătoarea florilor a făcut ca traficul tirurilor să fie restricționat. De dimineață, sute de mașini au așteptat chiar și 7 ore să iasă din țară. Numărul mic al polițiștilor de frontieră a făcut ca întregul proces de trecere a vămii să fie un calvar. Vama Nădălac 2 este un adevărat infer zilele acestea. Cel puțin 6 ore au stat la coadă șoferii de tiruri care au vrut să treacă granița, în ciuda faptului că se circulă pe 4 benzi. Nici la Vârșan situația nu a fost mai fericită. Am 7 ore. Mă afectează? Normal, pe 7 ore opream și plecam de seară iară. Și ajungeam mâine la descărcat, așa, poi mâine, răspoi mâine. De la ora 8 ne mișcăm tot așa, 100 de metri, 50 de metri. Coada în spate cât e? Nu știți. Sigur, 15 km pe puțin. Polițiștii maghiari spun că principalul motiv al ambuteiajului este lipsa personalului. Păi la cântar, să trece foarte încet la cântar când ieși din țară. Că să merge încet și trebuie să stai la semafor. Coada e 9 km coada. Vă spun cine mai duce pe altă? Din cauza vameșilor, că așa se lucră. Autoritățile recomandă șoferilor să consulte aplicația de trafic de pe pagina de internet a Poliției de Frontieră Române și să se îndrepte către punctele de trecere a frontierei cu timpii de așteptare cei mai mici. După numărarea 97% din voturi, Emmanuel Macron se află pe primul loc în cursa pentru un nou mandat la Elysée. Bătălia finală de pe 24 aprilie se anunță însă una strânsă. Ce scor a obținut Marine Le Pen, liderul extremei dreapta din Hexagon, și care sunt șansele ca Franța să aibă primul președinte femeie din istorie, vă spun în câteva minute. Fica șefului poliției din Bacău a fost dată dispărută. În vârstă de 15 ani, fata a plecat duminică de acasă, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Familia a dat alarma după ce copilul nu le-a mai răspuns la telefon. Ana Maria Tulu, care 1,69 m înălțime și 58 de kg, părul șaten, ochi oprui și ten deschis. La momentul dispariției, copila purta o geacă cu glugă de culoare neagră, pantaloni negri și bocanci. Vă reamintim că tatăl ei, comisarul Adrian Tulu, este urmărit penal pentru abuz în serviciu, un dosarul deschis în urma dublului asasinat din Onești.
Un bărbat din Târgoviște a fost la un pas de moarte după ce s-a urcat băut la volan și a intrat cu mașina în gardul unei case. Doar o minună a făcut ca acesta să scape teafăr și să nu rănească pe alte persoane. Pe numele lui, polițiștii au deschis acum un dosar penal. Va trebui să plătească și despăgubiri celui care s-a ales cu gardul distrus. Accidentul a avut loc pe calea Domnească, o stradă intens circulată din Târgoviște. O cameră de supraveghere a surprins momentul impactului. Pe imagini se vede cum șoferul, un bărbat în vârstă de 62 de ani, intră cu viteză și fără să se asigure într-o intersecție, după care pierde controlul volanului și se oprește direct în gardul unei case. În ciuda impactului violent, ca prin minune, bărbatul a scăpat doar cu câteva zgârieturi. Proprietarul casei a ieșit într-un suflet în stradă. Ați reușit să-l vedeți? Eu am văzut, dar când ce spunea? Nu am discutat cu mai domnul. Ce patrube v-a făcut? Ce spune? V-a distrus gardul. Cine vine pe acolo? Nu știu. Mai mulți localnici au sunat imediat la 112. Șoferul se afla singur în mașină. Când au ajuns la fața locului, polițiștii l-au testat pe bărbat cu aparatul etilotest. 0,91 mg pe litru alcool pur în aerul expirat avea alcoolemia. Echipajul de poliție l-a condus la spital pentru recoltarea probelor biologice. De ce l-ați oprit în intersecție? Bărbatul s-a ales cu dosar penal atât pentru conducere sub influența alcoolului, cât și pentru distrugere. Eveniment important pentru industria de apărare la Galați. Aici a fost lansată la apă cea mai modernă navă militară construită vreodată în România. Beneficiar este armata olandeză, iar costul întregii investiții se ridică la aproximativ 375 de milioane de euro. Cu lungime de aproape 180 de metri și cu un deplasament de circa 20.000 de tone, nava Den Helder e încă departe de momentul în care va fi complet finalizată. Vor mai trece încă 2 ani până când la bordul său va arunca echipajul de 85 de militari ai armatei olandeze care urmează să opereze. Which after the launch will be completed in the dock. The ship will be ready in 24 after we will deliver in the Netherlands in the naval base of Den Helder. In Den Helder the final military equipment will be put on board and in 25 she will be in operation. Proiectarea navei a fost făcută în Olanda, însă construcția ei s-a realizat la Galați. Costurile de producție sunt și ele impresionante. Nava, care va efectua misiuni de aprovizionare pentru flota militară a țărilor de jos, a presupus o investiție de 375 de milioane de euro. Începând cu anul 1999, în șantierul naval Damen Galați au fost construite peste 400 de embarcațiuni. Printre acestea se numără 30 de nave cu destinație militară care echipează acum flotele din 13 țări ale globului. Ecourile Congresului PNL probabil că se vor mai auzi mult timp de acum încolo. Mergem acum la Dragoș Pătraru. Dragoș, bună seara. Vreau o părere despre cele întâmplate în weekend. Bună seara! Îl asculți pe noul președinte al Partidului Național Liberal, că ăla vechi, știți, s-a stricat, l-au aruncat deja, doar 6 luni l-au purtat, zici că era făcut în China. Îl asculți, deci, pe noul președinte PNL, în același timp șeful guvernului, folosește de 36 de ori într-un discurs cuvântul valoare. Da, o dă într-una cu valoarea, valoarea, valoarea mea, valoarea. Iar a doua zi la guvern anunță ajutoare de 4 lei pe zi pentru milioane și milioane de români săraci. Totul sub atenta îndrumare a cârmaciului suprem, aflat într-o perioadă de activitate, nu râdeți, furibundă. Da, zici că suntem într-un joc tâmpit, furibunzii și flămânzii. Vorbim mai multe de la ora 10 la Starea Nației. Banii sunt al doilea cel mai mare factor de stres în rândul populației, iar cea mai mare îngrijorare a românilor este situația lor financiară. Cei mai mulți nu știu cum să-și gestioneze banii, nu știu cum și cât să economisească, iar la finalul lunii peste 70% declară că le pare rău că au cumpărat lucruri de care nu au avut nevoie. E doar o chestiune de educație, spun specialiștii, care arată că drumul spre securitatea financiară este lung și anevoios. Unul din 4 români este nemulțumit de situația sa financiară. Chiar și în aceste condiții, mai puțin de 25% dintre aceștia vor să învețe cum să-și gestioneze mai bine finanțele personale. Un popor prosper, o gospodărie prosperă, o companie prosperă are posibilitatea de a lua decizii. De fapt, de a lua decizii în cunoștință de cauză. Și asta construiește prosperitate, de fapt, pe termen mediu și lung. Andreea este elevă în clasa 10-a la Colegiul Economic Virgil Magiaru din București. A învățat deja primele noțiuni despre gestionarea corectă a banilor. Am un
cont de economii în care îmi strâng bursa și alocația în fiecare lună. M-ar interesa să învățăm mai mult despre economisire și cum am putea să ne investim într-un mod inteligent banii. Din toamnă, în toate școlile din țară, educația financiară va deveni materie obligatorie. Tinerii sunt încântați de idee. Aș dori să învăț educație financiară deoarece pe viitor aș dori să-mi întemeiez o afacere și să investesc, dar și să-mi creez o firmă proprie. Există chiar o formulă pentru gestionarea eficientă a veniturilor, 50-30-20, adică 50% din bani sunt alocați cheltuielilor operaționale, 30% către cheltuieli pentru vacanțe sau gospodărie, iar 20% ar trebui să reprezinte economii pe termen lung. Pentru cei care au venituri medie sau ușor sub medie, da? Atunci ideea ar fi ca măcar zona de cheltuială tactică, da? Să fie foarte bine identificată în buget. Iar zona de acumulare pe termen lung poate fi făcută inclusiv cu sume foarte, foarte, foarte mici. Adică vorbim de 100 de lei pe lună, spre exemplu. Înainte de a-ți plăti toate lucrurile pe care trebuie să le plătești, ocupă-te de partea de economisire. Specialiștii recomandă o atenție sporită acordată investițiilor. De asemenea, ei punctează necesitatea existenței unui fond de rezervă în fiecare familie, adică bani suficienți pentru ca membrii acesteia să-și poată menține nivelul de trai un minimum de 6 luni în condițiile în care veniturile dispar brusc. Emoții în Franța, acolo unde președintele Emmanuel Macron și Marine Le Pen au obținut scoruri apropiate în primul tur al alegerilor prezidențiale. Mai puțin de 4% au făcut diferența între locul întâi și locul al doilea. Rezultatul pare tras la indigo după cel din 2017, când aceiași politicieni s-au înfruntat în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Urmează acum bătălia finală. Peste 2 săptămâni, francezii decid cine va fi următorul locatar de la Palatul Élysée. După anunțarea rezultatelor, actualul președinte al Franței le-a transmis mesaje de forță alegătorilor, dar și contracandidaților. Je veux une France qui s'inscrit dans une Europe forte, continue de nouer des alliances avec les grandes démocraties pour se défendre. Pas d'une France qui, sortie de l'Europe, n'aurait pour seuls alliés que l'international des populistes et des xénophobes. Ce n'est pas nous. În timpul campaniei electorale, Emmanuel Macron s-a remarcat prin implicarea sa în problemele europene, în contextul războiului din Ucraina. Și rivala sa, Marine Le Pen, considerată apropiată de președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost întâmpinată cu ovații de echipa sa de campanie. J'assurerai l'indépendance nationale pour faire de la France une puissance de paix. Je restaurerai dans tous les domaines la souveraineté de la France, c'est-à-dire pour les Français la liberté de décider pour eux-mêmes et de défendre leurs intérêts. Je contrôlerai l'immigration et rétablirai la sécurité pour tous. Duelul din 2017 se va repeta și în 2022. Candidații care vor merge în al doilea tur sunt actualul președinte Emmanuel Macron, care a ieșit cu un scor de 27,6 și Marine Le Pen 23%. Un scor istoric pentru partidul său. Cel care s-a impus pe locul 3 a fost Jean-Luc Mélenchon, 22%, situație care s-a repetat și pentru el în 2017. De altfel, chiar Jean-Luc Mélenchon o să fie cel care o să facă diferența. Liderul stângii populiste franceze a anunțat deja că Marine Le Pen nu trebuie niciun caz să ajungă președinte. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Și Valérie Pécresse, candidata dreptei tradiționale, a anunțat că își va îndemna alegătorii să-l voteze pe Macron. La fel și Yannick Jadot, candidatul verzilor. Je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron. Pe de altă parte, către Le Pen se vor duce cele aproximativ 7% dintre voturile obținute de Éric Zemmour și el, candidat al extremei drepte. Turul 2 al alegerilor prezidențiale va avea loc pe 24 aprilie. Prezența la vot înregistrată la primul tur a fost de peste 65%. Analiștii politici susțin că victoria lui Emmanuel Macron depinde și de o prezență ridicată la urne. Tradițional, în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Hexagon, așa cum se întâmplă și în România, merg la urne mai multe persoane. Un milionar spaniol are de dat explicații justiției după ce polițiștii au găsit pe o proprietate a sa cea mai mare colecție privată de animale împăiate. Câte exponate ilegale deținea pe uriașa fermă de lângă Valencia, aflați după o scurtă pauză. Vă aștept!
Descoperire uluitoare a polițiștilor spanioli în urma unei percheziții la o fermă de lângă Valencia. Au găsit cea mai mare colecție clandestină de animale împăiate din Europa. Peste 1000 de exponate se aflau într-un adevărat muzeu privat cu o suprafață de aproape 5 hectare. În momentul în care au intrat, polițiștilor nu le-a venit să creadă. Elefanți, tigri, antilope, crocodili, lei, o întreagă arca lui Noe. Însă nu cu animale vii, ci împăiate. Di una patas elefante, oso polar, girafa. În total avea mai de 70 specii. Șocul este cu atât mai mare cu cât în colecție au fost găsite și sute de colți de fildeș și picioare de elefanți transformate în tabureți și alte tipuri de mobilier confecționat din pielea animalelor. Valoarea estimată a colecției este de 29 de milioane de euro, însă faptul că sunt specii pe cale de dispariție o face mult mai valoroasă. 405 se corespunden con animales sites de anexo 1 y 2, es decir, aquellos que están en peligro de extinción. Ferma aparține fiul uneia dintre cei mai bogați oameni în Spania, Ros Casares. Acesta a fost președintele clubului de fotbal Valencia și era numit regele neîncoronat al industriei oțelului din regat. Deocamdată, proprietarul fermei și al navelor unde erau ținute aceste animale este trimis în judecată. El este acuzat de trafic de animale pe cale de dispariție, chiar dacă sunt împăiate. Acestea sunt acum listate și vor fi distribuite, trimise către muzeele de profil din întreaga Spanie. Din Spania, din Valencia, pentru Prima TV, a transmis Alin Petrică. Una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din Europa se află la noi în România. Vorbim despre cel mai spectaculos subteran creat de oameni într-un mediu natural deosebit în inima Transilvaniei și anume Salina Turda. Pătrunzi în adâncuri și privești spectacolul. Pereți din sare, parcă sculptați și șlefuiți, un lac în subteran, o roată panoramică și diverse locuri de relaxare. Nu e de mirare că cei care vin aici pierd noțiunea timpului. Ne aflăm acum în Mina Iosif, este denumit după Iosif al II-lea, împăratul Austriei. Exploatările în această mină au început în anul 1740 și are o adâncime totală de 115 metri de la suprafață. Este o mină în formă de clopot. Datorită formei și al spațiului izolat față de celelalte camere, ecoul poate fi auzit de până la 16 ori. Ca să ajungem cât mai jos, trebuie să coborâm trepte sau putem lua liftul, însă nu vorbim de orice fel de trepte. În acest moment pășesc pe lemnul pe care au călcat și regii Imperiului Austro-Ungar. Este un lemn special din Brad și vorbim în acest moment de scara bogaților de aici, din Salina Turda. Locul este special cu adevărat și pe lângă pereții impresionanți din sare, lacul din subteran este atracția principală a locației. V-ați imagina vreodată că puteți urca într-o roată panoramică aflată la 42 de metri sub pământ? Ei bine, aici la Salina Turda acest lucru este posibil pentru că în spatele meu se află singura roată panoramică din lume aflată în subteran. O roată panoramică, dar sub pământ. Un deliciu adevărat, o priveliște minunată și o experiență de neuitat. Toate acestea le găsim tot în Salina Turda. Străinii sunt impresionați de Mina Terezia și cum altfel, pentru că de aici, din bărcuțele în care ne aflăm, noi se poate admira impresionanta cascadă de sare. Lacul are o adâncime de peste 6 metri, iar acesta se află extins pe aproximativ 80% din suprafața vetrei de exploatare. Vizitatorii vin aici din toate colțurile țării, ba chiar și din străinătate. Diana este în vizită în țară cu familia, a venit din Londra și vizitează Salina pentru a doua oară. Foarte frumos. Am venit în Cluj și am venit să-i distrăm. Care e locul lor preferat de aici? Locul de joacă, bineînțeles. Și pentru dumneavoastră? În roată. E prima dată aici la Salina? Nu, e a doua. Și ce ți-a plăcut cel mai mult? Ai dat în roată oare? Da, m-am dat în roată și am văzut toată Salina și foarte fain. Salina se poate vizita zilnic între orele 9 și 17. De la sport mergem la meteo. Colega mea, Roxana Gheorghean, este alături de mine și vine cu mai multe informații. Roxana, bună seara! Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! Temperaturile mai cresc puțin, dar vremea rămâne în continuare destul de rece pentru această dată. Însă vestea bună e că în zilele următoare se încălzește și temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această dată, dar până atunci avem în vigoare o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, valabilă în toată țara. Temperaturile minime vor fi preponderent negative și mai mult decât atât avem și un cod galben de intensificări ale vântului, despre care o să vă vorbesc chiar acum. Așadar, până în această seară la ora 21 în estul, sud-estul și sud-vestul țării, vântul va avea intensificări. Rafalele vor atinge viteze de 55-60 de km pe oră, iar în jumătatea de sud a Moldovei, în Dobrogea și în estul Munteniei, rafalele vor depăși 70 de km pe oră. În zona înaltă a Carpaților
munților meridionali și de curbură, vântul va continua să sufle tare cu rafale de peste 90 de km pe oră, iar zăpada va fi spulberată. Haideți să vedem ce se întâmplă mâine cu vremea, așadar ne așteaptă o zi frumoasă, dar rece pentru această dată, mai ales dimineață. Pe cer vor mai fi câțiva nori în jumătatea de nord-est a țării, unde vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. În zona montană și în estul Transilvaniei vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va fi destul de activ la munte, dar și în est, sud-est și în centru. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, însă valori ceva mai ridicate se vor înregistra în Oltenia, unde vor fi cam 19 grade. În capitală se menține vremea rece, la amiază se vor înregistra cam 17 grade, cerul va fi mai mult noros și este posibil să plouă slab. Ziua de miercuri însă ne aduce vreme frumoasă, cu temperaturi apropiate de cele normale pentru această dată, maxima va fi iată de 18 grade. Joi, procesul de încălzire va continua și atmosfera va fi din ce în ce mai plăcută, termometrele vor indica la amiază cam 21 de grade. Deocamdată atât despre vreme, însă vă aștept cu prognoza pe larg imediat după Focus Sport. Andreea? Roxana, mulțumesc! Doamnelor și domnilor, Focus se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. Tot ce este nou în lumea mondenă, aflați de la Diana Șicove, la Flash Monden. Iar de la ora 20 este vremea pentru o nouă poveste și un nou periplu culinar alături de aventurierii gustului, dezbrăcatul și șef Antonio Passarelli. Să aveți o seară frumoasă pe mâine!